În cadrul unui briefing de presă, ministrul dezvoltării Ceche Atila a declarat că până la 1 noiembrie 2024 clădirile, spitalelor și ale instituțiilor de învățământ vor fi evaluate vizual rapid pentru risc seismic, adică un prim pas care precede o eventuală expertiză acolo unde se va impune. Vom crea un program guvernamental nou pentru lucrări de consolidare de risc seismic a tuturor clădirilor de școli care sunt expertizate în risc seismic 1. Vorbim aici conform celor comunicate și de Ministerul Educației de cele 39 de clădiri, din care 21 sunt în uz în domeniul învățământului, adică sunt folosite și astăzi de copii. Acest program va prevede posibilitatea includerii a noi clădiri din domeniul învățământului, în momentul în care pentru unele dintre ele se clasifică, va exista raport de expertiză de clasificare a risc seismic 1. Pentru clădirile care sunt în risc seismic 2, avem programul național de consolidare de risc seismic, care este finanțat deja prin bugetul Ministerului Dezvoltării și care are ca temei legal legea 212/2022. De asemenea, am prezentat un proiect de lege tot în primă lectură, care va prevedea câteva modificări, și anume vor fi instituite termene pe categorii de clădiri în funcție de destinația lor, în care evaluarea vizuală rapidă ca și primă etapă de evaluare a eventualelor probleme de risc seismic pe o clădire să fie efectuată. Astfel, pe clădirile care fac parte din domeniul educațional, respectiv din domeniul sănătate, termenul de începere a evaluării vizuale rapide va fi propus la 1 ianuarie 2024, iar cel de finalizare 1 noiembrie 2024. Ceea ce înseamnă că la 1 noiembrie 2024 toate clădirile din domeniul educațional, respectiv de sănătate, să treacă prin acest prim filtru un concept nou european care este introdus de anul trecut în legea 212/2022. Și în urma evaluării vizuale rapide, dacă se constată necesitatea întocmirii unei expertize, atunci se trece la a doua etapă, și anume aceea a contractării și întocmirii rapoartelor de expertiză. Pentru blocuri de locuințe, termenul de începere este propus 1 ianuarie 2025, iar cel de finalizare 1 iunie 2026. Iar pentru celelalte clădiri de interes și utilitate publică, termenele sunt de început 1 ianuarie 2024 și finalizare 1 noiembrie 2024. Textul de lege propus așa cum îl propunem spune până la 1 ianuarie trebuie să înceapă procedura de evaluare vizuală rapidă și trebuie să se încheie la 1 noiembrie. Ea poate fi făcută mult mai rapid. Este decizia, voința și capacitatea beneficiarului, adică a proprietarului clădirii. În momentul în care acest proiect devine lege, în a doua zi se poate începe evaluarea vizuală rapidă, care procedură de altfel este introdusă în lege de anul trecut din iulie. Doar acum stabilim termene. Evaluarea vizuală rapidă este un concept nou, european, care a fost introdus în legislația românească anul trecut. Autoritățile care răspund de școli și spitale și care nu se încadrează în termenele stabilite urmează să fie sancționate, cel mai probabil cu sancțiuni prevăzute între 5.000 și 10.000 de lei.